data de 10 iunie, Nicolae Mare a avut plăcerea de a fi gazda unui eveniment sportiv special. Turul Bartok, organizat de Asociația Bastion Verbastaia, care a adus împreună pasiunea pentru mișcare în aer liber și dragostea pentru cultură și gastronomie. Evenimentul, desfășurat pe parcursul a două zile, a avut nu doar un rol sportiv, ci și unul educativ, promovând ocrotirea mediului înconjurător prin intermediul ciclismului. În plus, a avut un puternic mesaj de promovare a proiectului de construcție a pistei de biciclete de la Timișoara până la Vama Cenad, un proiect care va aduce o nouă dimensiune mobilității urbane și regionale. La start s-au aliniat participanții din orașe înfrățite cu Timișoara, precum Ungaria, Germania și Serbia, creând o atmosferă internațională vibrantă. Turul ciclist Bartok a început în Timișoara și va ajunge tocmai până la Seghet. Peste 80 de cicliști vor trece Vama pe la Triplex în Beva Veche și se vor întoarce duminică prin Cenad. Turul ciclist a fost împărțit în 4 etape. În ziua de sâmbătă 10 iunie, prima etapă a pornit din Piața Unirii din Timișoara cu sosirea în Kübekhaza, urmată de cea de-a doua etapă care a început din Kübekhaza și s-a încheiat în Seghed. Ați venit de la Timișoara sau porniți de aici nu, mai departe? Anul trecut am pornit din Timișoara, dar anul ăsta pornesc de aici. Nu. Și unde veți ajunge? Până la Seghed. La Seghed și da. Mâine vă întoarceți? Mâine, da. Cum vi s-a părut anul trecut? A fost frumos. Frumos. Anul trecut am trecut Mureșul cu bărcile, pentru că s-a făcut acest pentru proiectul ca să se facă podul peste Mureș. Și anul acesta am înțeles că se vine prin Vamă, pe la Cenad. Deci prin Vamă, pe la Cenad veți trece. Da. Mergem prin Vamă, pe la Beba Veche, pe la Triplex. Punctul nu este deschis doar pentru acest eveniment astăzi și ne întoarcem înapoi prin Vamă, pe la Cenad. Duminică, 11 iunie, cicliștii au plecat din Seghet cu destinația Sânicolau Mare, iar ultima etapă a turului a condus participanții din Sânicolau Mare până în Dumbrăvița. Alături de efortul sportiv, evenimentul a inclus și programe cultural-gastronomice în Seghed și Dumbrăvița, adăugând o notă de diversitate și culoare acestui eveniment. Îi felicităm pe toți participanții pentru efortul depus și așteptăm cu nerăbdare următoarea ediție a turului Bartok.